Voluntarii, prin forța generozității și a visurilor, pot schimba lumea în care trăim. Este un principiu pe cât de ideatic, pe atât de concret. Totuși, îl adoptă fără nicio reținere din ce în ce mai mulți tineri care simt nevoia să transforme realitatea din jurul lor. Așa fac și membrii Asociației Volimpact, care, în Săptămâna Europeană a Tineretului, au explicat unor elevi de gimnaziu cât de important este să fii voluntar. Totul a început cu un curs de formare în care noi am vechii voluntari ai Asociației Volimpact, am intervievat mai numeroși elevi și am început să îi selecționăm pe cei mai doritori. Primul nostru proiect s-a numit 1001 zâmbet, Cartea zâmbetelor a cititori, cum vedeți și în imagini. A fost un proiect desfășurat în liceele naționale Traian și Țițeica și acest proiect a implicat 1000 de elevi sau 1000 și ceva. Și noi am încercat să surprindem astfel într-o carte 1000 de motive, 1000 de amintiri, orice îi face pe elevi să zâmbească și astfel am tipărit cartea. Astăzi ne-am adunat aici noi, voluntarii seniori ai Asociației Volimpact, ca să le prezentăm celor mici proiectele pe care noi le-am desfășurat pe parcursul unui an. Proiecte cum ar fi 1001 zâmbet, cafeneaua cosmopolită, îmbrățișări gratuite, water fight. Elevii selecționați de membrii Asociației Volimpact pentru a deveni voluntari alături de ei au fost încântați să descopere o lume nouă în care aportul lor este apreciat. Astăzi este prima mea zi aici și am aflat de această asociație de la doamna Cernovicileana și îmi place foarte mult și sper să se mai desfășoare. Așa, activități frumoase. Activitățile desfășurate de membrii Asociației Volimpact în Săptămâna Europeană a Tineretului au fost diverse. În Săptămâna Europeană a Tineretului, noi, Asociația Volimpact, desfășurăm evenimentul Schimbarea Ești Tu, în cadrul căruia vom avea activități în parteneriat cu Școala Gimnazială numărul 11 și Biblioteca Județeană I.C. Bibicescu. Luni am desfășurat deja o activitate, am fost la bibliotecă și am ținut un curs de povești digitale cu cei din Volimpact Junior, în care i-am învățat și pe ei cum să facă o poveste digitală și cum să spună povestea printr-o poveste digitală. Astăzi suntem aici cu Volimpact Junior și îi învățăm și pe ei ce am învățat și noi, ceea ce este voluntariatul, și le povestim despre activitatea asociației noastre. Voluntarii Asociației Volimpact s-au făcut remarcați în peisajul școlar severinan în repetate rânduri prin activitățile ambițioase pe care le-au desfășurat.